Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Loret se pregătește să înceapă o nouă viață alături de partenerul său. Mulatra a anunțat că a acceptat cererea în căsătorie a lui Magai Guei. După ce a trecut prin multe momente grele, Loret este pe cale să se căsătorească cu actualul său partener de viață. Deși a avut parte de un mariaj eșuat alături de bărbatul cu care are o fiică, Loret nu se teme să ia totul de la capăt. După ce l-a cunoscut pe celebrul jucător de fotbal, Magai Guei, vedeta a experimentat mai multe lucruri frumoase. În cel mai recent interviu acordat, Mulatra a anunțat că a fost cerută în căsătorie după ce i-a cunoscut familia iubitului său. Am stat în casa lui. Nu am făcut ceva deosebit. Ne înțelegem foarte bine. Suntem împreună de mai bine de 2 ani. I-am cunoscut familia. Am primit și inelul, dar încă nu pot spune dacă m-aș mai vedea mireasă. Mai important e că iubesc și mă simt iubită, a mărturisit Mulatra, potrivit declarațiilor făcute de Loret. Iubitul acesteia are o legătură foarte specială cu fiica sa și cu familia sa. Tatăl vedetei este stabilit în acest moment în Africa, iar Magai Guei își dorește să ajungă cât mai repede acolo pentru a discuta mai multe cu acesta, deoarece reușește să vorbească franceză în mod fluent. Loret și Magai s-au cunoscut la finalul anului 2020, cu ocazia unei petreceri aniversare la care au participat alături de mai mulți cunoscuți. De atunci, aceștia au continuat să se întâlnească, punând bazele unei relații frumoase. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.